Salutare, fete frumoase și băieți voinici, salutare, copii harnici, inteligenți și cuminți. Sunt Stratul Atalina și continuăm lecțiile noastre la distanță. Pentru a afla titlul lecției noastre de astăzi, trebuie să răspundeți corect la următoarea ghicitoare. Are foi, dar nu e pom. Îți vorbește ca un om și cu cât o îndrăgești, tot mai mult o folosești. Ghici ce este? Bravo, dragii mei! Deci, astăzi vom studia poezia Cartea de Constantin Dragomir. Pentru început să facem cunoștință cu câteva informații despre viața și activitatea poetului și prozatorului autohton, Constantin Dragomir. Pseudonim literar al lui Constantin Ciobanu, Constantin Dragomir se naște la 20 noiembrie 1948 în satul Mărăcini, raionul Ungheni din Republica Moldova. Este fiul Paraschive și al lui Alexandru Ciobanu. În 1971 este absolvent al Universității de Stat din Moldova. Va fi redactor, șef de redacție și director de editură pentru copii în Chișinău. A debutat cu placheta de versuri Roa Sufletului în 1977, dar se va afirma mai ales prin literatura pentru copii. În volumele de poezie Vrei să-ți spun o poezie, Alt pământ pe lume nu-i și Toată lumea face baie, Constantin Dragomir se copilărește cu dezinvoltură fără să coboare la povață ori la îndemn plat. Partea cea mai rezistentă a creației sale este proza pentru cei mici, scrisă în stil folcloristic, sub formă de ghicitori, șarade, numărători, ghidușe, poezii hazlii, care se integrează firesc narațiunilor adunate în Cartea cu minuni, Bunicuța cu povești sau Cartea pentru ochi de citit și urechi de ascultat, Coiful magic, Enciclopedia cu zâmbete. Crezul literar al lui Constantin Dragomir este mie drag de viață și de iarba din câmpii, dar cel mai mult mie drag de voi, copii. Astăzi, copii, vom studia poezia O carte de Constantin Dragomir. Pentru început, atunci când citim un text la prima vedere, să ne aducem aminte de câțiva pași pe care trebuie să-i urmăm. 1. Pronunțăm corect fiecare cuvânt. Citim cursiv, fluent, fără pauze nejustificate. Respectăm semnele de punctuație și, nu în ultimul rând, citim expresiv. Acum, toți copilașii deschid manualul la pagina 106 și citim poezia O carte de Constantin Dragomir. O carte aleasă e ca o casă, cu multe neamuri, păsări pe ramuri. O carte rară e o comoară, cine o găsește se îmbogățește. O carte este ca o poveste, cine o citește, acela crește. Cine o cinstește, se înnemurește cu omenia, cu veșnicia. Citiți, vă rog, și voi poezia O carte de Constantin Dragomir. Analizăm acum, copii, cuvintele de la vocabular. Atenție, comoară, avere, avuție. Veșnicie, eternitate, vecie, pentru totdeauna. Omenie, calități alese ale unui om care îl fac să fie iubit și respectat de semenii săi. Se înnemurește, se înrudește. Alcătuiți enunțuri proprii cu cuvintele de la vocabular. Continuăm șirul exercițiilor noastre și să vedem ce ne învață o carte. Deci o carte, copii, ne învață să facem fapte bune. Să iubim adevărul și frumosul, să ne purtăm cuvincios, să ne cinstim neamul, să învățăm istoria și să facem cunoștință cu faptele de vitejie ale poporului nostru. Și acum voi, dragii mei, continuați șirul acestor idei frumoase cu încă 3 idei. Mergem mai departe și completați propozițiile cu cuvinte din poezie. O carte aleasă este ca o... O carte rară este o și o carte este ca o. Și pentru că nu puteam lăsa cuvântul carte singur, i-am găsit și am adus alături și familia sa. Deci familia de cuvinte a cuvântului carte este cărțulie, cărticică, cărțoaie, cărturar, cărturești. Rețineți, vă rog frumos, cuvintele ce fac parte din familia de cuvinte a cuvântului carte. Continuăm exercițiile noastre. Și atenție, găsiți câte 3 însușiri potrivite pentru cuvintele carte, scriitor și vorbă. Scrieți aceste
însușiri în caietele. Merge mai departe și atenție, ce reprezintă cartea pentru tine? Pentru mine, de exemplu, cartea reprezintă o comoară de înțelepciune, un prieten devotat, un bun sfătuitor, imaginația cutezătoare a scriitorilor. Continuați cu încă 3 idei. Și, dragii mei, să ne aducem aminte de sfaturile pe care vi le-am dat încă de la ziua de 1 septembrie, când am făcut cunoștință unii cu ceilalți și când v-am prezentat manualele și cărțile de pe care noi studiem. Ce faceți voi pentru a păstra cărțile? Continuați șirul ideilor. Și să nu uităm că trebuie să folosiți cărțile, dar păstrați-le și pentru alții. Mergem mai departe și, așa cum bine v-am învățat și obișnuit, să aflăm sensurile cuvântului carte. Deci, în primul rând, carte este o scriere pentru un anumit, cu un anumit subiect, tipărită și legată. Tot carte este și sensul cuvântului carte poștală. Când mergem în excursie sau într-o tabără, trimitem celor dragi, din locul unde ne aflăm, o carte poștală. Carte are sens și de carte de joc. În vechime, dragii mei, cuvântul carte era folosit cu sens de scrisoare. Și nu în ultimul rând, carte este un act scris, document, dovadă, este care conferă sau atestă anumite drepturi persoanei care o deține. Spunem noi carte de identitate sau buletin. Acum voi aveți ca sarcină să alcătuiți propoziții cu sensurile cuvântului carte. Spor la lucru! Nu puteam să nu ne întâlnim cu cuvântul carte și în expresii. A vorbi ca din carte, a vorbi ca un om învățat. A se pune cu burta pe carte, a se apuca serios de învățat. Cum scrie la carte? Așa cum se cere. A fi tobă de carte, a fi om învățat. A da cărțile pe față, a spune adevărul, a-și arăta gândurile. Om de carte, cărturar. A nu ști boabă de carte, a nu ști a citi și a scrie. Și pentru că noi am făcut un legământ încă de la 1 septembrie și am promis că ne punem serios cu burta pe carte, nu se poate să ne lăsăm de acest îndemn și continuăm și aflăm, bineînțeles, și câteva proverbe în care apare cuvântul carte. Cine știe carte, are parte. Când deschizi o carte, afli ceva. Cine învață la tinerețe, se odihnește la bătrânețe. Ai carte, ai parte. Cartea este mama învățării și cartea este o comoară neprețuită. O carte aleasă e un prieten bun. Cine are carte, are 4 ochi. Alegeți unul dintre aceste proverbe și explicați-l. Și, bineînțeles, nu puteam să încheiem activitatea noastră cum altfel decât cu o temă. Ca temă, dragii mei, aveți de memorat poezia Cartea de Constantin Dragomir și de rezolvat în caietele exercițiul 2 de la pagina 107. Mie nu-mi rămâne decât să vă spun bravo pentru modul în care ați lucrat și până când ne vom vedea, să ne auzim numai de bine.